Tu te simți deja foarte bine. E ok. Tu hotărăști dacă ai nevoie să ieși mai mult din tine, da? Să susții mai mult energetic lumea. Tu hotărăști. Tu ai suprapus lucrurile, ai suprapus lumea și acolo, da? Și ai văzut atâtea întâlnind un divine masculin, să zicem, o divine feminină, da? O familie, vecini, un copil, să zicem, ai văzut toată lumea, toți copiii printr-un copil, ai văzut printr-un divine masculin, ai văzut într-un divine masculin, ai văzut tot pământul masculin, da? Ți-a venit la poartă, ai stat de vorbă, ai văzut măștile. Mai frumos și mai mult decât atât, nu știu dacă ți se va mai întâmpla ceva mai grandios. Să vedem. Lumea se agită să primească daruri referitor concret la tarot, la rune, la tot felul de, da? De a vedea viitorul. Tu ai darul de a jongla, a înțelege, a lămuri direct în situație. De aia ai făcut actorie, de aia ai. Da? Direct în situație. Intri și vezi trecut, viitor, prezent, vezi situațiile, înțelegi prin ce o să treacă omul, scanezi tot, 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 tot. Din vira păr, tot, 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 tot. Știi cu ce o să se termine, cum o să sară, o să facă quantum leap, cum o să, un fel de cum o să moară, da? Într-o lume în alta, cum o să sară, cum o să facă, cum o să iasă din orice situație. Pardon. La un moment dat ai vorbit și cu. Deci omul e viu în fața ta și tu vorbești cu sufletul, poți să vorbești cu sufletul oricând ai vrea sau ar accepta sufletul celui cu care stai de vorbă, omul poate nici să nu știe. Tu poți să vorbești cu el, cu sufletul, când el trece dintr-o lume în alta, când a murit, și omul e viu încă trăiește, încă e ok. Și nu e atât cum se moare sau când, ci lămurești situațiile cumva și așa. Înțelegi unde ești? Și nu știu dacă ar trebui mai mult să ieși din tine ca să susții lumea. Ce trebuie să vină lângă tine? Încă o dată. Ai văzut ce ți-a trebuit, a venit, ți-a adus pe tavă, Universul ți-a adus pentru că ai ales drumul extraordinar de serios, de binefăcător și de minunat pentru tine și pentru Pământul întreg. Ai ales, ziceam, de detectiv mistic, da? Psihologie mistică, cum vrei. Și imediat ți-a apărut partener karmic, imediat ți-a apărut, ți s-a sucit viața în așa hal și într-o viteză că n-apucai să înțelegi ce faci, unde ești. Ei, cam acolo ești și cam așa o să ți se. Da, se transmute una alta. Așa o să ți se aducă. Da, acolo ești. Lumea aleargă, face drege, sare, pleacă de unde îi. Tu n-ai treabă. Tu alegi unde să fii, ce să faci, cu ce să te ocupi și printre rânduri, Universul ți aduce pe tavă tot de ce ai nevoie, pentru că ai ales corect cu ce te ocupi și ce îți place și drumul pe care ești, un fel de. Ok.